Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit! Numele meu este Emil Gherkă, sunt coach de relaționare sănătoasă și mentor de dezvoltare personală și astăzi, împreună cu Isabela, am finalizat cursul de Practitioner Coach seria 33, susținut de către Loredana Latiș. În acest scurt interviu vei afla câteva din genialitățile ce acești oameni le-au descoperit la curs, dar și alte informații interesante. Isabela, pentru început am să te rog să ne spui ce vârstă ai, unde locuiești și care este profesia ta în momentul actual. Pentru început vreau să spun ce frumos vorbești. Ok, eu mă numesc Isabela, sunt din Sibiu, am 33 de ani. Momentan, profesie, am mai multe, adică mai multe. Curs de make-up artist, gene, asistent, bine, încă nu finalizat, ospătar, am fost foarte mult timp și acum vreau să fac asta mai departe. Vreau să devin un coach. Super, super, super. Uite, apropo de coach și de curs, aș vrea să te întreb ce ai învățat tu la acest curs sau care a fost cea mai mare revelație pentru tine în urma acestui curs? Wow, ce întrebare! Și ușoară și grea. Ce să zic, revelații am avut multe. Adică multe... Cum să le zic? Nu știu, foarte multe chestii care eu credeam că nu sunt de fapt problemele mele, adică nu m-am gândit niciodată că sunt eu abuzator sau fac eu, nu știu, cum să fac eu chestia, adică eu, pe bune, se mă uit acolo și zic, nu pot să cred, serios, eu chiar fac chestia asta? Da, deci, nu știu, dar multe, nu pot să zic că sunt, nu-mi vine să cred. Așa, eu acum vreau să lucrez foarte mult cu mine. Am învățat chestia asta. Bineînțeles că acum, de mâine începând, o să trebuiască să recitesc, să citesc, să intru în ele, să le văd, pentru că au fost 5 zile foarte intense și foarte multă informație, atâta capul am. Și da, trebuie să le reiau și să încep cu începutul, pentru că am un început de început. E destul de greu, am foarte mult de lucru. N-am crezut, dar da, am. E în regulă, cu toți avem. Ce da. Te-a determinat pe tine să faci acest curs? Wow, am așteptat întrebarea asta. Nu știam, dar... Ok, de ceva ani nu mă regăsesc în niciun job. Adică da, îmi place aia, fac un curs, poate nici măcar nu-l termin. Pentru că, nu știu, nu... Uite, de exemplu, cursul de make-up. Ok, îl fac. În ultimele două zile am spus, nu, asta nu e pentru mine. O să fac să termin, sunt aici prezentă și așa, dar nu știu, simt că am două mâini pe stânga sau, nu știu, nu înțeleg de la tine sau, nu știu. Ok, nu m-am dus la examen, nu m-a interesat, n-am terminat. La fel cu genele. Am pus gene, gata, vreau, fac chestia asta, o fac, ce-mi place, vreau să fac. Nu, după curs am zis... Parcă tot nu-i pentru mine. Acum mi-am făcut un panou de vize, de vise, vision board, ăsta cum se numește, că toată lumea nebunită. Iar în partea de ce-mi doresc pentru job, n-am știut ce să scriu, pentru că nu mă regăseam în nimic, nu-mi plăcea nimic, nu mai vreau să fac nimic. Și am scris așa, chiar în fața mea. Spirit infinit, deschidem calea pentru ceea ce-mi doresc. Ok, în fiecare dimineață sunt cu mâna pe ea, nu știu de ce, că am mai multe chestii ce îmi doresc anul ăsta să le îndeplinesc și să așa, dar în fiecare dimineață am fost cu mâna pe aia. Și într-o dimineață, eu ascult pe Loredana de foarte mult timp, dar într-o dimineață m-am trezit așa și am zis, mamă, eu de ce n-aș putea să fiu coach? Adică eu iubesc psihologia în general, am iubit și am vrut să fac chestia asta, doar că pentru mine se părea foarte mult să merg la facultate 3 ani și să pierd timp, eu care sunt foarte agitată și n-am stare să fac și Și acum am zis, aș face psihologia, am încercat acum 2 ani să mă înscriu, nu mai erau locuri, am făcut altceva, la fel, nu mi-a plăcut. Și acum am zis, wow, dar chestia asta îmi place mai mult. Coaching-ul e mult mai interesant decât psihologia. Și am început să citesc, am scris pe Google, Academia Coach, și am zis, oh, Loredana, chiar Loredana pe care nu o mai ascultase de ceva timp. Ok, o aleg pe Loredana.
Ce tare, ce tare. Așa am ajuns, da. Ok. Și care a fost acel ceva ce te-a determinat să o alegi pe Loredana? Și Academia, dacă a pus să se da. Păi, pentru că ți-am spus, o ascultam pe Loredana mai de mult și o simțeam așa cum, nu știu, spune lucrurile așa pe față și așa parcă erau toate așa ușor de făcut. Adică, cum nu poți face aia? Cum să nu? Dar spui să te iei aici, faci sac, pac, pac și gata, ai rezolvat. Adică mi-a dat așa un poți să o faci, de ce nu? Super, deci faptul că ți-a dat acel imbold că poți să o faci. Exact. Super, super. Unde, când și cu cine vei aplica ce ai învățat la acest curs? Unde? În primul rând cu mine. Așa, după care aș vrea undeva prin familia mea, așa am eu două, trei persoane și una, două prietene, care cu siguranță și așteaptă să termin cursul, ai când, cum, stați puțin, așa. Și după, da, după ce repar puțin sau umblu puțin așa la mine, o să lucrez și cu voi, colegii, cu toată lumea. Vreau să fac sesiuni ca să fac și mai departe treaba asta cu toată lumea. Adică vreau să lucrez în asta, vreau să am propriul cabinet și... Super. În încheiere, aș vrea să ne spui un mesaj pentru cei care urmăresc acest interviu și un mesaj pentru Loredana Latiș. Bun, să încep cu cei care ne urmăresc, da? Ok. Sfătuiesc, exact, nu sfătuiesc, că noi nu sfătuim, da? Vreau să încurajez, cum am spus și astăzi în video, vreau să încurajez tineretul să nu aștepte ca și mine 33 de ani să pornească spre drumul ăsta, să îndrăznească pur și simplu să se cunoască și să vrea și să, nu știu, să învețe, să se dezvolte, să nu aștepte. Deci să nu aștepte atâta timp pentru că, nu știu, eu acum la mine văd că e greu, e de muncă, dar cu cât o faci mai devreme, parcă cu atât e mai bine, zic. Chiar susțin să se înscrie lumea, cum nu știu cine pe cine alege, cu cine rezonează, că e Loredana, că e altă academie, exact cum spune și Loredana. Și, nu știu, să-și dea voie fiecare să fie el însăși și să se cunoască. E neapărat să pornești o călătorie înspre tine însăți, pentru că, nu știu, eu consider, acum am ajuns la concluzia asta că este cel mai important lucru. Da, așa. Și pentru Loredana, ce să-i spun? În primul rând îi mulțumesc din suflet. O iubesc pentru tot ce ne-a împărtășit. Și la cât mai multe și să ajungă exact acolo unde și-a propus, ca în ceva zeci de mai fie nevoie de învățarea asta, să ne naștem pur și simplu cu familii, adică să ne naștem în familii care deja știu chestia asta și ne învață de mici copilași. Și să ajungă să-și îndeplinească visul. Da. Super, îți mulțumesc foarte mult pentru mulțumesc inspirație. Și eu, Emil. Sper să ne cunoaștem mai îndeaproape și îți doresc o seară minunată. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru interviu, îți mulțumesc ție că ne-ai urmărit și ne vedem în clipul următor. Pa! Mulțumesc, pa!